anunțit la proful online pe exerciții de matematică. Casa de ea. Prima pentru acasă. Așa cum spune el, salutare. Salutare de la, de la Mario. Salutare de Mario, clasa a 2. Așa, Mario, pornim repede la treabă. Eu mai aș vrea să ne interesez pe chestia aceea de ieri. Da? Da. Șmecheria aceea de ieri. Da. Uite, uite cum facem. Uite, eu spun așa. 749 minus cât sunt întrebare egal cu 259. Cum ar fi tu? Hai să vădesc cu istă asta, că nu știu cine. Adică? Cine? Din cine se cază? Din 749 pe 250. Pe 250. Deci faci, că să găsești pe X, rezultă că X este egal cu 749 minus 259. Și te rog să desfășurăm activitatea aici, să facem scăderea. Da. Egal cu 259. Dar vezi ca să nu stai degeaba, să găsești toate numerele ABC, de forma ABC, știind că împărțit de la 24 dă restul egal cu, deci împărțit la 24 dă restul 21, tot ABC împărțit la 18 dă restul 15 și tot ABC împărțit la Davide, hai să încerci tu. Da, împărțit la să zicem la 20 dă restul 17. Găsim toate numele de forma ABC care au această calitate. Da. Bun. Și asta în timp ce mă ocup de povestea cu Mario. Deci, Mario, cât faci de scăderea asta? Scăderea mi-am făcut de scăderea. Le puteam să vă pune sub bancă. 9 minus 9, 0. 4 minus 5 se poate. Deci la BG, nu bate. Bate la BG, nu? Ia să vedem. 4 minus 5. 95. Deci, ai zis repede, vecine mi-ai dat, eu da, și cât au dat la scăderea asta? 100 minus 5. Deci, tu ai luat 100 de și ai scăzut din suma aceea pe 50, da? Și-au rămas 50. Și cu 40. 5 cu 4, 9, nu? Da. 9. 5 cu 4, 9. E bine? 35. Și acum, deci, rămăsese 6 minus 2. Hai, o după tu. 7 minus 2. Dar nu este 7, că te-ai împrumutat? 6 minus 2 este egal cu 4. 4? 490. Hai să vedem dacă am făcut o treabă bună. Da, o treabă bună. Sigur? Știi că proba ar fi să adunăm acest... Am zis, așa am cu sudere. Dacă 7 este minus 400. Deci... De 300. Da, dar știu, fost acolo și o chestie, ne-am împrumutat, deci nu controlezi numai cu sutere. Deci nu controlezi numai cu sutere. De fapt, trebuie să faci treaba de la capăt corect. Deci facem proba. Deci proba. Proba. Oare 749 minus, ce am găsit noi, minus 490 egal cu, am emoții. Vă să vedem dacă... Dacă nu-i dă 29. Deci 9 minus 0, 9. Prima cifra am uitat să nu obținut-o. Obținut-o. Da. Bine. 4 minus 9. Nu se poate. 5. Că-i luat de la vecinul. Da?
Deci, deci luată 10, 9 din 10, 1 și cu 4 face 5. Foarte. Doar cât de bună. Da, doar cât de bună. Da, emoțiile s-au mai... 600. Minus 400. Așa. 200. 200. Excelent. Am lucrat bine. 251. Deci vezi? După ce am găsit pe X, eu nu mă bucur foarte tare. Deci eu fac proba ca să știu sigur că am făcut o treabă bună. Așa, da. Hai să mai luăm alta. Ok. 1000 minus 790 minus cine X egal cu 238. 1000 minus... Scădem. Scădem, din nou, da? Adică, practic, ce? X ăsta. Dar trebuie să înțelegem din număr mai mic. Din număr mai mare. Deci, X-ul ăsta îl găsim scădem din descăzut rezultatul scăderii. Da? Așa am făcut aici, ce am făcut. Pentru a-l găsi pe X, am scăzut din descăzut rezultatul scăderii. Da? Și noi facem același lucru. Din 1000, din 1000, scădem pe cine? 1000 egală 10 de 100 de ori. 10 de 100 de ori, sigur că da. Deci 1000 scădem pe 238. Da? Vorbește tu. Tu trebuie să vorbești. 1000. Bună lecție, nu-i sărbate. Dacă faceți greșeală, vă... Mă penalizez, da? Da. Mă faci de râs. Puneți-le răspoatele. Să le pun răspoatele, da, dar e egal cu, așa mă descurc. Deci 1000 minus 239. Și acum emoții. Hai. Ați făcut. Ne-am așezat bine, nu? Da. Deci am pus unități sub unități, 10 sub 10, 100 sub 100. Deci e bine. 100 sub 0. Deci am spus că sutele sub un, la mii. Nu le-am pus la sute, zecile, unitățile. Și ați început. Unitățile. 8 din 0 sau 0 minus 8 nu se poate. De ce la vecin? Ai ceva? Are ceva vecinul? Nu. Nu are. Purtătorul vecin, ai ceva? Nu. Nu. Wow. Ce să facă el acum? Se duce la mie. Se duce la mie. Și pe mie, el o simte așa. Tu mie dai, din câte sute? Tu mie dai. Egal 100. Deci egal cu 100. Plus 100. Plus 100. Plus 100. Da. Plus 100. Da. Plus 100. Plus 100. Plus... Iar 100 de câte ori? De 10 ori? De 10 ori. Așa, plus 100. Plus 100. Plus 100. Plus 100. Plus. Ia să vedem că sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E foarte bun. Adică eu spun că este egal cu 100 plus câte alte sute? Plus câte alte sute sunt aici? 100? 100? Plus 900. Plus 900. Nu-i bine? Ba da. Deci egal cu 100 plus 900. Da? Deci egal cu 100 plus 900. Suta asta începe să... Deci, practic aici mi-a dispare. Și acum sunt 900 și plus 100. Suta asta o bag aici, pe culoarul ăsta. A, și 900 plus 100 nu te... 900 plus 100 fac 1000 de înainte. Dar acum, în locul lui la 5%, va fi 9. Da. Și la cifra 10, pe suta asta, este 10 minunii fac eu. Deci egal cu 900, ăsta din înainte, 900, plus la 900? La 900 asta. Dacă faceți 100 plus 90, scrieți 900. Deci 100 plus 900 face 1000 de înainte.
Și acum am spus mai întâi 900 plus 100. Le poți schimba ele la adunare, nu? Da. Le poți schimba pozițiile? Poți să le schimb cât, cum vrei. Cum vrei tu la adunare? La scădere? Nu. Acolo. Și era mai departe cu 900 la 100. Plus. În loc de 100 asta, zic 90 plus 10. Egal cu 90 plus 10. Deci 900 egal cu 90 plus 10. Mai ce chestie. Deci, practic acum, mia asta am făcut o ferfeniță. Acum, mia asta e așa așezată. 900, iar mai este aici. Deci am venit așa, 900. Deci, 900, 90, deci 990, da, 990, plus un 10, plus 10 unități, 10 asta, 900 plus 90, fac 990 plus 10. Plus 10 egal cu 1000. Egal cu 1000. Sigur că da. Dar eu mi-am așezat acum pentru scădere, așa, 990 și în loc de 0 aici sunt 10 unități. 10 unități. Și scad acum 239. Da? Am de 239. Acum merge treaba. Merge, că nu mai este vecina 10-ul nu-i goală, nici a 100-ilor. Deci treaba merge foarte bine. Și, dar la 10, la cifra unităților, cât am aici? 10. 10? Nu, e 10. Că am mușcat din mie aceștia. Mai, locul lui 0, eu înțeleg 10 unități. Da. Și 10 8? Minus 10 minus 8, 8 egal cu 2. Așa. Și, nu, și, și 9 minus 3 este egal cu 6. 6, perfect. Și 9 minus 2 este egal cu 6. Formidabil! Deci rezultat corect! Credem noi că am făcut o treabă deșteaptă, la matematica pe mine. 762. Deci pare să fie rezultatul ăsta. 762. X egal cu 7, 380. Ia să vedem, 762, nu? Așa. Hai să facem proba. Proba. Mie. E nouă mie. Stăm 7. Cât era rezultatul? 762. Nu? Nu era bun. Nu este bun. Păi lasă-mă un moment, tu mă întristezi. 300. Cât? 300. Păi lasă-mă, acolo, tu îți scazi sutele, dar mai este încărcat, nu numai 700 simplu. E și 62. De ce am? Va fi bine. Hai, lasă-mi, vedem. Nu crezi tu că trebuie să cercetăm? De ce să ne... tu mă descurajezi. Facem proba, hai să vedem. 1000 minus cât? Minus 762 egal cu emoții. Trebuie să scrieți unele sub altele, că vine mai repede. Da, le-am scris așa, dar fac socoteala, fac una sub alta. Deci 1000 minus 762. Ați scris că l-am terminat. Ce? Ce terminat? Problema. Ai terminat problema asta, da? Câte numere ai găsit? Păi am zis că ABC-ul 360. Numai unul? Numai nu știu, poate sunt mai multe. Deci toate ABC-urile. Da? Uite, de acolo cu toate mai găsești, din trei cifre. 360 găsit. Da. Și 360 împărțit la 24, de restul 21? Nu. Păi vedeți, mă regăsi părinte. Păi cercetează. Uite-te, nu abandona ideea. Nu te depărta din problemă. Uite-te că a făcut multe greșiții de acestea. Vezi cum vine, ce și cum, ca să înțelegi bine. Este șansa ta. 49. Da. Deci, cum facem aici? Se duce la vecin. Unitățile. Na. Unitățile n-are. Deci, unitățile n-au 10, 9, 100, 9, 7. Și mia asta are.
Dă-te încoace mie. Și mie asta, o zicem așa. Mie. Nu mai scriem. Scriu, despre șfrașcă, mă interesează, o gândesc, Mia. Mia. Este egal cu 900. O, da. Plus 100. Nu mai vreau să mai scriu de 10 ori. Păi, nu, că am editat acum, că ne-aș meterit. Deci Mia asta, egal cu 900 plus 100. E bine? Da, e bine. Și egal mai departe. Suta asta o stric și Mia. 900 plus 90 plus 10. 10 este egal cu 900, egal cu 1000. Face mie, sigur că e egal, e deștept aici, egal tot timpul. Dar 900 și cu 90 face 990. 990 și plus 10. Nu mai punem. Așa. De fapt, scăderea noastră se reduce. În loc să scriu scăderea asta, zic așa. Deci, unde scăderea asta, zic 990 și pe locul lui 0 de aici am 10 care e împrumutată. Deci, în loc de 0, acum la unități am 10. 10, 10. Nu. Că scădem pe cine? Pe 762. 762. Da? Așa trebuie să vedem. 762. Da. 990, dar aici, la cifra mântăților, pui o 10. Și te rog să vezi ce șmecherie avem acum. 2 din 10. Știi, avem rezerva asta de 10. 10 minus 2. 8. Bună seara. Și 9 minus 6. Este egal cu 3. Și 9 minus 7. 900 minus 700 este egal cu 200. Excelent! Excelent! Trebuia să ne dea 238. Ce problema este bună? X egal... Nu. X-ul care l-am găsit este deștept. 762 este X-ul adevărat? X care este? X-ul este 762. Da? X-ul 62. Asta este X-ul. Trebuie să cred... trebuie să credem rezultatul. Deci vezi? Deci fii atent ce am făcut noi. Nu am făcut niște ieșiții în care nu aveam cunoscut scăzătorul. Când scăzătorul nu este cunoscut, tu ai mers foarte bine, aveai de-a face cu scădere. Scăzătorul trebuie să-l scădem. Acel care trebuie să scădem trebuie să-l aflăm. Deci scăzătorul cum se găsește? Din descăzut scădem cu rezultatul scăderii. Da. Da? Și am făcut operația și după ce l-am găsit pe X-ul ăsta, am vrut să vedem dacă a făcut o treabă de așteaptă. Da. Am venit cu X-ul găsit și l-am înlocuit și l-am apucat de muncă și mi-a dat corect 238. Este excepțional. Acolo s-a mai pus o linie. Unde aveți? Aici? Da. No, am greșit eu. Bun. Așa, da, dragilor, cât e ceasul? Mai X. Mare, da? Bun. Vreau acum, da, Mario, da, să facem și o problemuță. La tema? Tema care ai avut-o. Okay. Dă-mi, te rog. Problema nici n-am făcut-o data trecută, da? Câte? Eram 3. Cu 11 bine. Deci? Vrima, 11 vile. 11 vile. 57 de camere. Da, vile ce compuneți au? Câte? 7 camere. Și 3 camere. Și 3 camere. Deci 11 vile cu 7 camere și 3 camere, da? Da. Ei, la... Și câte camere mi-ai dat aici? 57. 57 camere.
Prima problemă, da? Formată de timp. Deci spun, eu sunt mare constructor și vă construiesc 11 vile cu câte 7 camere și cu câte 3 camere. Știți voi, vă mai dau o informație. Știți voi, și numărul camerelor din ce am construit eu e 57. Știți voi câte am construit eu de câte vile de 7 și câte vile sunt de 3? Asta trebuie. Știți voi câte... Și ce să fac eu? Să mă întreba pe mine. Deci, n-am ce face. 57 zis bine, nu? Deci fac repede 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Băi, nu așa, nu te bucură așa. Așteaptă să... Poate să vă aștept la confirmarea Mihai. Da, da, da. Tu trebuie să înțelegi foarte bine mecanismul. Că 2, 4, 6, 8, 10 și pe una 11. Nu mă așteptați. 3, 6. Acum am început. E bine, da? Da. Presupun că toate vilele sunt cu 3 camere. La maximul și minimul nu are camere. Asta e foarte tare. Maximul este 3 ori 11, 33. Nu, minimul este 33. 3 ori 10 fac 30. 33, corect, ai zis bine. Deci, minim, egal cu 33. Și maximul 77. Maxim? Dacă 7 ori 10 face 70. Așa, 7 ori 11 face 77. Foarte tare. 77 tare. 57, dacă e mai aproape de 77, față de 33, cam așa sunt la egală instanță. Nu, e mai aproape de minim, că între 57 și 33, 24 ar fi din camere, nu? Iar aici, 20 ar fi în 57, 77, e mai aproape de maxim. Da. Și atunci, am să merg pe ideea că toate sunt nu de 3 camere, de câte? De 7 camere. Da? Da. Ca să mă duc pe maxim. 7 camere. Pun 3 jos. 3. Deci 3. Tu ai mers după 3 camere? Nu mers după 3. Nu ieși eu după 3, după ideea. Da, da, da. 3. Și apel. Câte am repartizat? Câte camere am repartizat până acum? 33 am repartizat. Dar noi am spus că facem 57. Și atunci din 57, să vedem câte camere am inclus. 57, care provin la cele cu 7, da? 57 minus, cât am zis eu? Minus 33. 57 minus 33. Trebuie să fie măcar 5. 37, 4. Nu? 3 din 7, 4, 3 din 5, 2. 24. Și dacă sunt 24, văd câte echipe de 4 fac. Un 4, iar un 4, iar un 4, număr 6. De? 6 ori. 6 ori. 4. Și acum, pun la una, 4. 1, 2, 3, 4. Pun încă un 4, stai aici. 1, 2, 3, 4. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Câte vile cu câte 7 camere a făcut? Câte vile cu 7? Deci 2, 4, 6. 2, 4, 6. Am greșit?
mai n-am avut decât șanse de a le patru. Concluzia este că până aici, deci este câte răspuns? Răspuns înseamnă șase vile cu șapte camere și cinci vile cu trei camere. Să vedem proba. Șase cu șapte, adică șapte plus șapte plus șapte plus șapte de câte? Șapte plus șapte plus șapte. Așteptați, așteptați, nu facem, nu facem. Păi, trebuie să spun ce și noi, să mă lași. Așteptați, dacă facem șapte plus șapte, 14. Așa. Și ăștia doi iarăși 14. Și că odată șapte și cu șapte, iar au 14. Ai zis foarte bine. 42, măi, corect, 14 plus 14 plus 14 egal cu 42. Foarte. 42 plus 3, 45. Nu, stai un secundă, 42. Acum, de-ar de 3 vine, camere, cele 5 vine cu 3, trebuie să spun așa. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, foarte tare. Cum ai făcut? Păi am făcut. 3 cu 3, 6, 6 cu 6, 12, 13, 6 cu 3, 12 și cu 3, 15. 15. Camere. 5 plus 2. Camere. 5 plus 2. 7. 57. Excelent! Am venit. Am avut o problemă foarte faină. Ai avut dreptate. Ai avut dreptate. Răspuns corect înseamnă așa. 6 vile cu 7 camere și 5 vile cu 3 camere. Da. S-a avut timpul. Le mulțumim. Le mulțumim prietenilor noștri care ne-au avut. La revedere, nu uitați like și share și să vă abonați la Prof Online. Vă abonați, sigur. Și să vă luați hainele domn profesor. La revedere.